Unul dintre cei mai căutați infractori din lume a fost arestat în Brazilia. Șeful mafiei calabreze, Rocco Morabito, a fost capturat la mai bine de 2 ani după ce evadase dintr-o închisoare din Uruguay. Supranumit Regele Cocainei, mafiotul era căutat sub acuzația de trafic de droguri. O operațiune spectaculoasă a autorităților braziliene a dus la arestarea liderului Ndrangheta într-o localitate din nord-estul țării. La capturarea liderului mafiot au colaborat polițiști din 11 state. Această operație ela iniciou desde o ano passado no projeto ICAN, que envolve 11 países, junto com o Departamento de Segurança Pública da Itália. A partir da nossa gestão no mês de abril, nós fortalecemos a busca por esse criminoso e que passou por três estados importantes, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraíba, e que resultou hoje, na data de ontem, em João Pessoa, na sua prisão. În 2019, Rocco Morabito a evadat alături de alți deținuți într-o închisoare uruguaiană. Activitatea criminală și-a început-o însă din anii 90. De-a lungul timpului, acesta a adus în Europa, pe filieră sud-americană, zeci de tone de cocaină. Noi utilizăm as melhores técnicas de investigação, de inteligência que a Polícia Federal hoje dispõe, e por isso tivemos um resultado rápido. Em mês, nós o prendemos em João Pessoa. Autoritățile braziliene au precizat că alături de Rocco Morabito a fost prins și unul dintre locotenenții săi. Timp de 13 ani până la arestarea din Uruguay, șeful mafiei calabreze a trăit sub diferite identități false în mai multe state de pe continentul sud-american.